Bun găsit! Sunt profesor Mândiță Baias la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir. Vă prezint astăzi modul cum creăm un site web cu ajutorul Google Sites. Deschidem aplicația Google Sites din aplicații după ce ne-am autentificat cu contul de Gmail. Observați, intrăm în Drive, mai mult, Google Sites. Se deschide o pagină pe care începem să lucrăm. Această pagină nu are titlu, nu are niciun aspect prestabilit, ci îl vom crea noi acum. Ne apare caseta de introducere a unui titlu. Așadar, dăm numele site-ului pe care îl vom crea. Putem să inserăm diferite caractere, mărimi diferite, culori diferite ale literelor din numele site-ului. Eu am introdus numele site-ului. Site-ul se numește Cantemir. Pot să inserez numele la stânga, dreapta, pot face diverse setări ale acestui text. Denumirea mi apare și în partea de sus, în stânga a site-ului. Urmează să dau un aspect paginii. Așadar, voi încărca o imagine. Această imagine pot să o iau dintre imaginile libere de pe internet sau pot să o încarc de pe calculator. Din drive-ul pe care l-am. Voi încărca o imagine semnificativă pentru numele site-ului. Este imaginea școlii în care eu lucrez. Se poate schimba imaginea de câte ori doresc. Pot să creez un brand al site-ului. Cu o imagine, pot să pun un logo, pot să fac diverse setări ale site-ului. Nu sunt foarte complicate aceste setări. Google Sites ne conduce intuitiv spre ceea ce dorim noi. Voi insera un logo, dar de unde să am eu logo pentru școală? Pentru acest site, de unde să îl am? Ei, îl voi lua, îl voi crea. O să mă duc pe freelogodesign.org. Aici voi introduce, se creează un logo la liber și îl voi putea descărca pe cel care îmi place. Urmează, am deschis, voi introduce cuvântul pe care vreau să-l transform în logo sau grupul de cuvinte și creez logo-ul. Pot să-mi aleg o poză gata, pe care o găsesc aici, gata creată. Am introdus numele și uitați-vă ce tipuri de logo mi-a oferit. Îl descarc, acest logo. Eu mi-am ales această poză, această carte deschisă. Pot să-l descarc. Pot să-l descarc liber cu aceste caracteristici, 200 de pixel pe 200 de pixel. Dacă voi plăti un abonament, probabil că îl voi putea descărca la 5.000 de pixel pe 5.000 de pixel. Îmi descarc această carte. Mă interesează să fie imagine transparentă și am descărcat-o. Aceasta este. Observ că nu-mi place, este un pic neclară. Pot să schimb logo. Și am creat alt tip de logo. S-ar putea să fie puțin neclar, dar acesta îmi place. O să vedem dacă o să-l folosesc pe acesta. Sunt foarte multe logo-uri create. Ia să vedem.
Am ajuns până la urmă la un logo pe care l-am pus cu, un num, cu o poză semnificativă. Mi se pare un pic cam mic aici pentru site, dar o să vedem dacă rămâne și acesta. Oricum, pot să schimb logo oricând doresc eu, să-i dau anumite caracteristici. Bun, încep să creez paginile. Am creat prima pagină. Pagina mea se numește Acasă. Cum o găsiți dumneavoastră pe alte pe site-uri? Home. Sub această pagină pot să creez subpagini și creez câte subpagini am eu nevoie. Am creat subpagina numită prezentare, am creat subpagina numită oferta educațională, am creat subpagina pagina Info 2020-2021 pentru că este un site educațional. Am pus o pagină de linkuri utile și o pagină de contact. Pagina cu prezentarea, uitați-o, așa va arăta. Are mai multe subpagini, se văd certificări, management, profesori, baza materială, pe urmă oferta educațională, apoi o altă pagină, Info 2020-2021, care include clasa pregătitoare, evaluare națională, mobilitate, este în interesul profesorilor, o altă pagină cu link-uri utile și pagina de contact. Pot să inserez o hartă pe site-ul meu pentru a localiza cât mai bine site-ul meu, respectiv ceea ce reprezintă el, o școală. Inserez harta, se va găsi chiar sub pe pagina principală pentru a putea crea orientare cât mai bună. Pot să fac diverse setări, uitați-vă aici, textul, cuprinsul și așa mai departe. Pot să introduc buton, o să vedem noi îndată. Introducem un buton. Acesta poate fi un link către ce doresc eu. Poate fi creat un link către pagina de Facebook, am făcut eu aici, a școlii. Și mi-apare link pe care pot să-l accesez cu trimitere către pagina de Facebook a școlii. Aici pe pagina de contact, aici am pus butoanele acelea cu pagina de Facebook, respectiv un site, către site. Se vede. Pot să las meniul. Așa va arăta pagina. Uitați-vă, așa va arăta site-ul meu, pagina aceea de contact. Am dat traducere, se vede aici a lua legătura. Parcă nu sună mai prea bine. În fine, contact. În meniul apare în stânga sub forma unei liste. Introduc diverse documente pe pagina, pe site-ul nostru. Pot să le inserez. Pot să fac public site-ul sau să-l restricționez numai pentru utilizatorii domeniului Școala Dimitrie Cantemir. Și dacă tot am ajuns la capitolul domeniu, este nevoie să avem achiziționat un domeniu.ro pentru ca site-ul să fie găzduit de Google și să poată fi făcut public. Nu este dificil de achiziționat domeniul, așadar domeniu.ro, și o să vă conducă să achiziționați domeniul pentru școală. Îl fac acum public și va putea fi văzut, în funcție de traficul pe care îl va avea, va putea fi văzut de foarte mulți utilizatori. Succes!